Sinaxar. Astăzi, 3 februarie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfântului și Dreptului Simeon, primitorul de Dumnezeu și a prorociței Ana. Acest sfânt, primind adaos vieții sale într-o acest veac, așa cum i se vestise de mai înainte de Duhul Sfânt că nu va muri, până ce nu va vedea pe Hristos, primind acum pe Hristos în brațele sale și adeverindu-i se mai înainte prin Duhul Sfânt cele ce aveau să fie cu dânsul, după aceasta a primit sfârșit vieții sale. Iar Ana, prorocița, era fata lui Fanuil din neamul lui Asit. După ce a locuit cu bărbatul ei 7 ani, acela săvârșindu-se prin moarte, ea a rămas la templu toată viața ei, zăbovind cu rugăciunea și cu postul. Ținând acest fel de viață în chip neobosit, ea s-a învrednicit a vedea pe Domnul când a fost dus la templu la 40 de zile de la nașterea sa în trup, de preasfânta lui Maică și de dreptul Iosif. Și mulțumind lui Dumnezeu, Ana a prorocit despre dânsul către toți cei ce se aflau în templu: acest prunc este Domnul, cel ce a întărit cerul și pământul, acesta este Hristos despre care au prorocit toți prorocii. Deci, făcându-se acestora astăzi pomenire, însemnăm și propovăduim pogorârea și iubirea de oameni pe care a făcut-o pentru noi Dumnezeu. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților mucenici Adrian și Evul. Acești sfinți erau din cetatea Vaneia și, fiindcă aveau dragoste către mărturisitorii și mucenicii lui Hristos, s-au dus la Cezarea, unde mulți pătimeau pentru Hristos. Și aflându-se acolo că erau creștini, au fost duși la Egemonul Firmilian și, mărturisind în fața tuturor pe Hristos, îndată au fost supuși la chinuri mari. Dar fiindcă stăteau tari în mărturisirea lui Hristos, Egemonul s-a mâniat foarte tare și i-a dat spre mâncare fiarelor. Mai întâi fericitul Adrian a fost aruncat înaintea unui leu și, luptându-se cu el și cu harul lui Dumnezeu rămânând nevătămat, i s-a tăiat capul. Apoi sfântul Evul a fost aruncat și el înaintea aceluiași leu, dar fiindcă a biruit pe leu și a rămas nevătămat, i s-a tăiat capul și așa au luat amândoi cununa muciniciei, cea neveștejită. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului mucenic Vlasie Bouarul, pomenirea prorocului Azaria feciorului Ado, care în pace s-a săvârșit. Acest sfânt era fiul lui Ado din pământul Simvata. El a întors din Israel robia lui Iuda și, murind, a fost îngropat în țarina sa. Tot într-o această zi, pomenirea mucenicilor Pavel și Simon, care de sabie s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului Claudiu, care în pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.